Salutare, oameni cu și bine v-am regăsit la un nou episod ceva mai decat, pentru că am găsit un site foarte dubios, se numește Batmort.ro Paradise Rush. Ui! Operație. Ui! Căcatul. Punct HTML, da? Deci, sunt una, două, trei, sunt 12 tipuri de căcat. Păi, ești neput 12, adică ne... Știi cum zic? Hai să începem cu căcatul fantomă. 1. Căcatul fantomă. Știi cu siguranță că l-ai făcut. Urme ale sale sunt pe hârtea igienică, dar am văzut ce numește nici urma de căcat. Mai poate fi numit și căcatul torpedo. Atunci când a fost auzit căzând în apa din veceu. Ce dracu e neregulă cu site-ul ăsta, bă, deci... Mamă, deci am viața de oameni. Cum o să... Bă, gândește-te tu să stai și să te gândești. Bă, ce-ar fi eu să scriu niște căcaturi pe YouTube, pe internet? Bă, cred că ar fi o idee bună. Dar ce să scriu eu pe internet? Știu. Tipuri de căcat. Ăla-i. Fierește. Că 2.2. Căcatul teflon. Păi ești nebun, căcatul teflon. Hai să vedem. Vine mătășos și moare, că nici nu-ți dai seama pe... Că nu-ți dai seama. Punct. Pe hârtie nu sunt oameni de căcat. Poate a fi... Pentru a fi sigur că a fost... A făcut, trebuie să te uiți în veceu. Băi, deci, trebuie să te uiți în veceu. Bă, mi-e vine să mă cac, mă duc la baie. Da? Și mă ridic după un sfert de oră pentru că am stat mult prea mult pe veceu și am zis, bă, hai să mă ridic după 15 minute să mă uit în veceu să văd dacă m-am căcat. Că nu știu dacă m-am căcat asta, nu. What the fuck? Adică mă uit în veceu să văd dacă am făcut sau nu am făcut. Că eu nu știu că mă cac. Doamne ferește. Punctul 3. Căcatul cauciucat. Are consistența bitumului ferbinte și lasă un grețos superfața viceului. What? Deci de cel puțin 18 ori la cursul acesta nu se mai cursă. Trebuie să faci hârtie igienică în cruci pentru a-i umple de căcat. Pentru a nu ai umple de căcat. Bă, adevărul că da. Chiar este. Bă, frate, te caci odată, bă. Odată la 2-3 luni, poate... Nu știu, frate, că consumă un sur de hârtie și tot mai, bă, ștergi vreo 5 minute și te saturi de atâta ștergi stracuri de căcat. Doamne. Căcatul cu aprindere întârziată. Ăsta ar fi... Ăsta cred că e bun. Bine, bun de gest, nu de mâncat. Hello. Căcatul cu aprindere întârziată. Tocmai te cerți la curs și te-a ridicat în picioare când vine urmă. Căcatul șarpe. 5. Că am uitat să vă zic. Căcatul șarpe. Alunecos de grosimea degetului mare și are o lungime de cel puțin 50 de centimetri. Are un pandecear ridicat. La fel ca și căcatul fantomă de căcat torpedo. Bă,
Dacă nu o să uit, o să vă pune o poză să vedeți acum. Chiar, mă, că e un video de căcat, nu? Și până la urmă o să vă spun ce să vă arăt. Dacă nu uit, o să vă dau un print. Exact acum. Piu! Saste, căcatul plută. Mai este cunoscut sub numele de Tătăurul. Băi, ești nebun. Deci ai trus apa de trei ori, iar încă plătește în viceu. Doamne, cum poți să copa de el? Nu se lasă nici acum luat de apă. Pare de obicei numai în propria locuință. Bă, ce să-ți fac, bă, tată? Bă, nu știu. Căcatul plută ăsta... Nu știu, iar se anuncă la cușul de gunoi. Nu ce să fac. Anuncă-l pe balcon, dar sigur rătuiești tu că-l dai la cineva în cap. Adică... Poate are noroc și după aia câștigă la... păcănele. Habar n-am. Căcat... 7. Căcatul Doniță. Tom... Parcă ai avea furnici în intestine. Transpir, te bușești, faci totul la un afară, dar te căca. Îmi pare de obicei la petrecere când te nevoiește, să mor eu, dar am auzit vreodată de cuvântul nevoiește. Când te nevoiește să îmi privește un timp îndelungat. Voi vă dați seama cât de plictisiți sunt oamenii ăștia care scriu așa ceva și cât de proști sunt aia care citesc. Ok, hai, lasă așa, n-am putut să zic asta. Tăiere era edit. 8. Căcatul buci umede. Fut, ce? Această specie derivată lovește apa din vizor cu o fiteză ridicată și la un unghi înclinat astfel, încât îți omeșește puțile curului. Ce mai rău la această specie de cad este că nu ai fost este că nu ai niciodată certitudinea dacă muzeala de pe bucile tale este a pus a căcat. Ai de cap. Bă, da, acel moment când îți vine să te cați rău de tot și îi dai domnul și te odată pe tot curul. Este foarte scârbos. Dar imaginează-ți să... într-un viceu public și acolo chiar să mă rog, statez nici nu vreau să mă gândesc. Căcatul bloc de ciment. Păi ești prost. Mai este denumit și căcatul Doamnei Dumnezeului. Imediat după ce ai început să-l faci și dorești din tot sufletul să-ți fii. Bă, ăsta nu știu ce să scrie, mă. Am mâncat râtele, e foame. Doamne, să faci... Îți dorești din tot sufletul să-ți fii făcut în prealabil o anestezie locală. Ai, da, e... Bă, nu știu, eu cam din toate astea am avut cel puțin o dată. Și suntem la numărul 9. Mai avem două numere. Nu pot să cred așa ceva. Numărul 10. Căcator King Kong. Serios. Mai este cunoscut sub numele de căcat elefant. Ești așa de mare încât refuză să dispară în canalizare înainte de a fi... Mă anunțe, se recomandă folosirea unui umeraj de haine.
Păi și dacă o bagă mâna așa și fac ca la coca. Ca la coca să la guși. Da? Nu se facem două, în trei, în cinci. Se recomandă folosirea unui omraj ale haine. Și la fel ca și căcatul plută nu apare decât atunci când te afli într-un vicio străin. Căcatul ha homor acei homor. Bă, ce trebuie acum? Tu! Căcatul hemoragie craniană internă. Această formă de căcat l-ai ucis pe Elvis. El vine de-abia după eforturi îndelungate a schimba culorii de la rusu la verde și apoi albastru. Mă, adevărul că atunci când te scrim de acest ochi din galvane și tot nu ies să mor eu. Dar mă rog, punctul 12, căcatul bere. Băi, deci n-am auzit de căcatul bere în zona. Unul din cele mai rele, dar și una din cele mai răspândite forme de căcat apare în ziua următoare, nopții de dinainte. În mod obișnuit, nu miroase așa de rotor, apare în cele înșela. Viceul este stropit cu alu sus, până jos, de parcă ar fi tras cu o ființă cu finta. Bă, acolo e ființă. Cum să treci cu o ființă? What the fuck? Cu o ființă cu Alice? I don't know. Te miri că din camera corului tău, că tu poate fi împrăștiat în întâlnă de direcție. Dacă așa după ce observi că hârtia igienică s-a terminat și closetul nu este prevăzut cu o perie. Apare la fel și alte forme numai în viceuri străine. Da. Cam așa a fost cele 12 tipuri de căcat. Prezentate de micul gigant. Pă, frate, da. Eu sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, da bă? Să sunuiești neancât mai multe like-uri. Cam atât a fost un video de căcat. Cam atât, pa, pa.